ce și cu o mână, nu? Da, el era sigur că se duce bine spre minge. Dar mi s-a părut, Viorel, auzi, mi s-a părut că ducându-se cu două mâini, a pierdut puțin din lungimea execuției sale portarul. Vreau să spun că a ajuns la bară. A tras și bine, a tras pe apă, jos, pe apă, jos. Greu de apărat, greu, chiar dacă te duci cu două mâini. 9-7 pentru Croația. Nu este, mamă, incredibil. Nu este exces să vedem cele două echipe ce luptă, întâlnindu-se și în finala acestei competiții. Deocamdată sunt în aceeași grupă. Bună intrarea lui Vania. În schimb, pas un pic prea împortat, prea împins. Dacă ajungea mingea pe mână, putea să fie gol. Lungesc puțin atacul croației, le convine acum normal și duc atacul până la limita celor 30 de secunde. Să fie foarte aproape lateralii de centru. La un moment dat ai impresia că joacă cu trei centri. Încă o eliminare pentru faul la centru. Excelent Dobu de acolo, provoacă eliminare după eliminare. Iocovici întoarce, reprimește stângacii și intră pe 2 metri. Întoarce la Muslim, sub, nu scapă mingea pe apă. Este un mic răgaz pentru cei din apărare. Câteva fente. Va intra cel eliminat. Ar avea timp să tragă de acolo. Pasează pe cealaltă extremă. Sucno! Ce gol! Incredibil! Ce balans al brațului, Viorel! Incredibil! De temut acest tânăr jucător. Are un balans formidabil și nu știi când de drumul la minge, ce moment aruncă. Ai impresia că aruncă dintr-un anumit punct și mingea parcă pleacă din cu totul și cu totul altă direcție. Bine, hai să spunem că... S-a greșit undeva, nu? Asta. Da, bine. Deja era om la om, putea să iasă puțin să fim, să zicem, în schimb, a rămas pe vertical jucătorul din fața lui și a permis să balanceze și să tragă după blocaj. Dar nu vreau să spun asta, vreau să spun asta că eu pe tot parcursul acestui meci am zis că vor fi penalizați jucătorii serbi, au ratat enorm de mult. Plus prea mult pentru meci de asemenea. Da, plus portarul Pavici a făcut diferența în acest joc. Deci de admirat prestația lui. Vară încă o situație de un plus ratată de Prlainovici. Da. Ultimele două minute ale meciului, Croații nu mai poate să pierdă meciul. Reținut, n-am făcut o statistică între cât au ratat unii și alții, dar părerea mea este că echipa Serbiei a ratat mult mai mult situațiile de unul plus. Și plus câteva contraatacuri de 1-1, care uite au contat. Da, acele șuturi de pe 2 metri la început, în primele două reprize, două șuturi în care au ratat nepermis. Iată că a făcut diferența de 3 goluri. A fost șutul lui Iocovici, rămâne 10-7 pentru Croația. Da. Portarii în mare formă aici? Da. Deci nici portarul sârb, să zicem că n-a fost mult sub nivelul celui croat. Dar părerea mea este că apărarea Croației a fost mult mai bine pusă la punct în situațiile de om în minus. Iar colaborarea pe care au tactic Rudici după două reprize a jucat mai tot timpul cu doi centri, a reușit să, da, să zicem, să, din punct de vedere tactic, să profite de mai slaba prestație în apărare a jucătorului Filipovici, care a fost eliminat din poziție de fundaș destul de repede, au făcut diferența. De fapt, după două reprize, am spus că antrenorii o să găsească ceva, ca să facă ceva nou, ca să facă diferența. Și iată că Rudici, jucând cu doi centri, a reușit să îi surprindă pe sârbi și va încerca să tragă. Iată omul în plus, se poate da, e o situație de omul în plus clară, un 3-2 acolo și vine și golul al lui Ludovici, 10-8 scoruri. Mai sunt 7 secunde.
Doar o mică... Cu drept de înlocuire, elimina jucătorul cu numărul 2. De ce? Poate că mai vedem o dată. Aici ai golul frumos. Poate pentru că a protestat. Modul în care a stat... Probabil că a încercat cu picioarele. Da. Deci, fault după eliminare. Arbitrul a observat că a încercat să lovească acolo cu picioarele. Este 10-8. Croația, Serbia și uite Croația ia o opțiune... Nu, pentru protest, că e cu drept de înlocuire. Da. Ia o opțiune serioasă Croația pentru locul întâi într-o grupă în care totuși va conta și Statele Unite, cred. Da. Greu de spus acum. Da, într-adevăr, văzând forța celor două echipe, da, greu de spus. Statele Unite a jucat totuși împotriva Chinei, nu ne facem... nu putem să le facem încă o idee, îi vom vedea mâine. Programul zilei de mâine, meciul în direct transmis, meciul României de la ora 17, Australia România, iar pe TVR 3 jucătorii, într-adevăr, iar pe TVR 3 în direct Statele Unite, Serbia și apoi Croația, China. Era ultima concluzie este faptul că cele două echipe își dau mâna. Asta înseamnă foarte mult. Asta înseamnă foarte mult pentru progresul polului în lume. Asta este ultima concluzie. În rest, totul a fost la superlativ. Sigur, un meci frumos, câștigă Croația cu 10-8 Viorel Rus și Nașeșelaru. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere tuturor iubitorilor polului.